față cu dragostea de cântecul popular. A apărut în scenă încă din fragedă copilărie, fiindu-i îndrumător, conducător și învățător Dumitru Scalcon. Având-o ca solistă a orchestrei de muzică populară Valea Prutului, în prezent studentă a Școlii de Excelență și Canto Ștefan Neagă din Chișinău. În scenă, solista Nadia Scalco.
vreau să cânt, vinii mă râzând, vinii mei nu vreau plângându-mă. Îi fie să lini cu oamenii de-o meniune, ai și mare bucurie. Îi atât vreau să cânt, vinii mă râzând, vinii mei nu vreau plângându-mă. Nu m-am dat și nu mă dau, vai lume, că eu am ce azi eu, mai lume. Suflet bun și omenia, asta-i toată bogăția lume. La mulți ani cu drag vă spun, dar lume, să-mi face și un trai bun, mai lume. Voi petrece lume cu mine, că nu știi ziua de mâine lume. Voi suflet bun și omenia, asta-i toată bogăția mai lume. Voi mă las și nu mă dau, că eu am și alții ca mai lume. Păi așa m-am gândit și l-am nimerit și cu draga s-am venit, mă. Păi că ai venit și voi, că mi-i drag din voi, uitați de greșii nevoi, dar lume. Păi așa m-am gândit și l-am nimerit și cu draga voi a venit, mai lume. Păi că ai venit și voi, că mi-i drag din voi, uitați de greșii nevoi, dar lume. Nu m-am dat și nu mă dau, vai lume, că eu am ce alții n-au, mai lume. Suflet bun și omenia, asta-i toată bogăția lume. La mulți ani cu drag vă spun, dar lume, să-mi-ți face și un trai bun, mai lume. Păi petrece lume cu mine, că nu știi ziua de mâine lume. Păi nu mă las și nu mă dau, că eu am și n-am fina, măi lume, mă. Sufletul și omenia, mă. Asta-i toată bogăția mea, mă lume. Vorbirile-n sat
păcherele sale cu bătiță mai. Oare ce scurcheță vreuna să vorbești totdeauna, să-mi iubești și totdeauna mai bătiță mai. Multe te-am mai povestit cum ai fost tu la iubit, cum ai fost tu la iubit, mai bătiță mai. Iubim și schimb primăvara asta frumoasă ca tine. Mă tin că ai vrut și gărghiță. Dragii mei, ca de fiecare dată, nu am cuvinte. Public minunat, cu multă căldură, ca de fiecare dată. Când sunt pe scena asta, mă simt ca la mine acasă, pentru că de aici am pornit. Dar când vreau să întorc așa capul, îmi lipsește cineva. Îmi lipsește moșul meu, dirijorul orchestrei Valea Prutului, Dumitru Scalco, care știu că de acolo de sus se uită cu mândrie că mi-a dat, să zic eu așa, o educație bună în lumea muzicii. Mulțumesc frumos, Marie Buzăca, pentru invitație și tuturor organizatorilor. Dragile mele femei, felicitări cu Ziua Internațională a Femeilor, care a fost deja. Dar la nouă, femeilor, ne place în fiecare zi atenția. Vă doresc să fiți stimați, apreciate, iubite și fericite. La mulți ani, bărbaților, ce pot să zic? Să ne iubiți! La mulți ani! La revedere! Și peste hotarele țării a concursurilor internaționale din Polonia, Ungaria, Grecia, Moldova, Slovenia, România, Ansamblul popular de dans Alunelul, care copii au dansat astăzi pe această scenă, sunt părinții. Vă invită astăzi la dansul de sărbătoare, conducător artistic Iulian Buzduga.
Mulțumim! Toate florile din lume sunt aplauzele dumneavoastră, stimați spectatori. Cultura este sufletul unei societăți evoluate, exprimată în numeroase moduri. Obiceiurile noastre, normele, codurile noastre morale, tradițiile și diferite expresii artistice, cât și modul de viață, toți reprezentăm ființa umană. De aceea, pentru a menține această ființă umană, nu ar trebui să renunțăm la manifestările culturale, indiferent că astăzi trecem prin greutăți și pedici care ne sunt impuse. Pentru că lipsa de cultură duce la izolare și, în final, la dezumanizare. Dragi spectatori, cea de-a patra ediție a festivalului Doina Primăverii i-a sfârșit. Mulțumim tuturor participanților, tuturor artiștilor, de la mic la mare. Mulțumim tuturor contribuitorilor care și-au depus sufletul pentru această sărbătoare frumoasă, iubiții noștri spectatori, să vă aducă puțină strălucire privirilor voastre, puțin să vă se zbată inima în piept pe strunele de muzică. Dragii noștri spectatori, mulțumim tuturor donatorilor și totodată mulțumim orchestrei de muzică populară Vioara, Marina Muraru, Victor Liboceanu, acordeon Mihai Țar, Ciobanu Severin, țâmbal Gheorghe Gostiuc, tobă Albu Vasile Cercel, mă scuzați, trompetă Igor Scalco și Igor Olaru, saxofon Ciobanu Daniel Buzduga Iulian, clarnet Mihai Amihalachioaie, Ghiță Nazarii. Și totodată vreau să mulțumesc maestrului nostru de sunet, Serghei Rușea. Credem, iubiții noștri spectatori, mult stimată, onorată asistență, care ați avut plăcerea să fiți astăzi alături cu noi, tuturor celor ce ne-au aplaudat, ne cerem iertare poate undeva și ne-am greșit, că avem emoții fiecare. Și eu am emoții. Mulțumim tuturor celor care au fost astăzi aici și sperăm că următoarea Doina Primăverii o să răsune nu în sunetele de alarmă, ci în sunete de ciocârlii, în strunele de vioară. Iar acum rog mult stimata, onorată asistență, doritori, cu cuvântul de felicitare. Stimați bărbăreni, vreau să spun că nu prima dată mă urc pe această scenă, iar de fiecare dată de câte ori mă urc, tot mai uimit și cu mai multe emoții și cu mai multă bucurie în suflet după numerele și concertul care îl depuneți și care îl demonstrați pe această scenă. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru așa cuvinte frumoase, așa cântece, așa dansuri. Aceasta este o muncă extraordinară. Folosindu-mă de moment, vreau să felicit toate doamnele, domnișoarele, mamele, bunicile, sărbătoarea care a trecut. Să vă doresc în primul rând sănătate,
succese în toate. Până Dumnezeu să binecuvânteze numai la bine. Să avem pace în țara noastră. Să avem zâmbet pe buze, să avem zgomot de copii, critici de părintele ciocării și să fim cu toți sănătoși. Mai odată vă mulțumesc din suflet pentru toată voastră muncă, pentru concertul care l-ați arătat astăzi și să fiți cât mai fericiți, cât mai voioși și succes în toate. Dumnezeu să vă ajute! Ne păzește și ne aduce posibilitatea ca noi să fim astăzi în scenă. Vă mulțumim tare mult pentru prezența voastră, tuturor artiștilor și să-i mulțumim domnului moderatoare, Alena Morară. Dragii noștri spectatori, le punem pe mormântul lui Dumitru Scalpo, în memoria căruia a luat acest festival naștere în 2019. Așa că ele vor fi donate din partea nepoții, nepoțelii și din partea tuturor artiștilor, din partea părțelii. Stimați Constantin, sărbătoarea noastră a luat sfârșit. Vă dorim pace sufletească.